Deși pare greu de crezut, sunt mulți bucureșteni care habar nu au sau știu foarte puține lucruri despre lacul Morii. Venind cu mașina pe șoseaua care leagă cartierele Crângaș și Militari între piețele Crângaș și Lujerului sau cu tramvaiul liniei 41, poți să vezi doar Stăvilarul, barajul Ciurel, pe unde sute de tone de apă se revarsă spectaculos în forță în Albia Dâmboviței. Cine are însă curiozitatea de a urca pe malul de pământ sau cine își propune în mod expres acest lucru și o face pentru prima oară, poate avea uriașa surpriză de a vedea o întindere de apă imensă, a cărei existență nici nu ar fi putut să o bănuiască. Este lacul Morii, cel mai mare lac bucureștean cu o suprafață de aproape 250 de hectare, care este mărginit de cartierele Giulești la est și sud-est, Crângaș la nord și nord-est și de satul Roșu, comuna Chiajna, la sud-vest. Lacul a fost amenajat la comanda lui Nicolae Ceaușescu, care a vrut să ferească Bucureștiul de o eventuală inundare catastrofală provocată de revărsarea râului Dâmbovița. Lucrarea a început în 1985 și a fost finalizată anul următor. În proiectul inițial era prevăzută și amenajarea insulei lacului, cunoscută popular ca Insula Îngerilor sau Insula Sufletelor Pierdute. Când a fost făcut proiectul de amenajare a zonei, aici se afla marginea de cartier, cu case nevoiașe, un cimitir și o biserică. Cu puțin înainte să înceapă lucrările de demolare a tuturor construcțiilor aflate pe terenurile care în scurtă vreme aveau să devină fundul lacului, autoritățile au somat locuitorii să deshumeze și să mute rămășițele celor pe care îi aveau îngropați în cimitir. Termenul a fost doar de o săptămână, insuficient pentru cei mai mulți să facă ce li s-a impus. Astfel că în ziua stabilită, buldozerele au ras totul, inclusiv biserica și mormintele în care se aflau trupurile celor îngropați într-o veșnicie.